Prima oprire a Patriarhului Daniel a avut loc vineri seara la Catedrala Episcopală Sfânta Vineri din Zalău, unde peste 500 de credincioși și zeci de preoți din Zalău și nu numai au venit să participe la slujba de Tedeum oficiată în cinstea înaltului oaspete. Alături de Patriarh, la întâlnirea cu credincioși a venit și înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a preasfințitului Sofronie, Episcopul Oradie și a preasfințitului Iustin Sighetianul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Prezența prefericitului Părinte Patriarh Daniel în județul nostru este unul dintre roadele înființării Episcopiei Sălajului și are scopul de a binecuvânta eforturile depuse de preoții, monahii și credincioșii de aici în vederea ridicării sediului eparhial. În calitate de gazdă, episcopul Sălajului Petroniu a făcut în fața Patriarhului o incursiune în trecutul Sălajului, începând cu preistoria și încheiind cu istoria recentă a acestor locuri. Episcopul Sălajului a apreciat totodată că momentul primei vizite a Patriarhului în Sălaj nu este întâmplător, ea având loc la exact 5 ani și 5 luni de la întronizarea sa ca episcop la 13 aprilie 2008. Preafericitul părinte s-a adresat la rândul său celor ce au venit să-l întâlnească, vorbindu-le mai cu seamă despre viața Sfântului Nectarie, ale cărui moaște le-a adus de la Catedrala Patriarhală pentru a le oferi spre închinare credincioșilor din Sălaj. Patriarhul Daniel a venit și cu alte daruri în Sălaj. El i-a dăruit părintelui paroh Ioan Ghiurco un crucifix realizat în atelierele Patriarhiei, dar și mai multe cărți bisericești. Dorim să oferim părintelui paroh această cruce de binecuvântare. Rugăm să binecuvântați poporul ca să vadă că v-am dat-o pentru binecuvântare, nu-i pentru muzeu. Mulțumesc. Și precizăm că este confecționată în atelierele Patriarhiei Române. Vedeți că are brațele drepte toate. Deci în viitor, când comandați cruci, comandați la Patriarhie. Mulțumim mult! Mulțumim. Sâmbătă dimineața a venit rândul sediului eparhial al Episcopiei Sălajului să găzduiască o întâlnire între patriarh și credincioși, veniți în număr mare la eveniment, mai cu seamă că cea mai mare parte a preoților din Sălaj au răspuns invitație de a participa la slujbă, astfel că în majoritatea bisericilor din județ nu se oficia slujba cu ocazia sărbătoririi Înălțării Domnului. Primul moment al evenimentului de sâmbătă a fost constituit de inaugurarea paraclisului sediului eparhial, unde va oficia slujbe începând de astăzi episcopul Sălajului Petroniu. Este vorba despre un spațiu aflat în interiorul impunătorului sediu al episcopiei, în care a fost amenajat un altar, altar în care nu au putut intra doar sâmbătă toți cei interesați, bărbați și femei deopotrivă. În rest, potrivit regulilor bisericești, femeile nu au voie să intre în altar. În paraclis au fost depuse și moaștele Sfântului Nectarie din Eghina, aduse la Zalău de Patriarh, credincioșii venind pe rând, imediat după slujba de sfințire, să se închine. Oameni bolnavi, părinți cu copii, dar și persoane aparent fără probleme deosebite, au atins moaștele considerate a avea puteri vindecătoare. Pentru preasfințitul părinte Petronie, episcopul Sălajului, pentru preasfințitul părinte Iustin Sighetianul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului. După sfințire, Patriarhul Daniel a oficiat împreună cu un sobor de preoți Sfânta Liturghie pe scenă amenajată în fața sediului Episcopiei Sălajului. Cu această ocazie, Preafericitul Părinte i-a dăruit Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu un set episcopal, cruce și engolpion, iar pentru paraclisul centrului eparhial al Episcopiei Sălajului a oferit o Sfântă Evanghelie, ferecată cu argint și email, o cruce de binecuvântare și un set de sfinte vase, toate realizate la tipografiile și atelierele Patriarhiei Române. De asemenea, prefericirea sa a oferit mai multe distincții. Crucea patriarhală pentru clerici, cea mai înaltă distinție a Patriarhiei Române, părintelui Vasile Rus, vicar eparhial și părintelui Ionuț Pop, inspector eparhial. La rândul său, preasfințitul părinte episcop Petroniu a oferit prefericirii sale o icoană cu chipul Maicii Domnului. Duminică 15 septembrie, Patriarhul Daniel a participat alături de alți ierarhi la târnosirea bisericii cu hramurile Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Mucenic Gheorghe din orașul Jibou.